Prin dispoziția numărul 329 din data de 19 februarie se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraș în ședință ordinară pentru data de joi 25 februarie, orele 12 și 15, în sala de ședință a Consiliului Local din cadrul primăriei Municipiului Făgăraș. Convocarea consilierilor în ședință ordinară s-a făcut ținând seama de prevederile ordonanței de urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019 potrivit codului administrativ. La articolul 3 al dispoziției este specificat faptul că proiectele de hotărâre au avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în baza competențelor acestora conform anexei menționate la articolul I. Această mențiune arată faptul că toate proiectele de hotărâri au fost discutate în comisiile de specialitate privind legalitatea acestora, iar în plen se așteaptă doar votarea. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, convocat pentru data de joi, 25 februarie, orele 12 și 15, are 31 de proiecte de hotărâri la care se adaugă puncturi diverse. Cele mai discutate proiecte de hotărâri sunt și primele din ședință. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de SC Salcoser VSA Făgăraș începând cu 1 martie 2021. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii de Consiliul Local numărul 4 din 6 ianuarie 2021 privind aprobarea cotei de dezvoltare a SC Salcoserv SA Făgăraș. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, precum și stabilirea sau modificarea unor tarife practicate de Salcoserv pentru beneficiari persoane fizice și juridice începând cu 1 martie. Alte proiecte de hotărâri fac referire la vânzarea unor imobile în baza legii 85 pe 92 republicată și a decretului lege numărul 61 pe 90 sau aflate în inventarul domeniului privat al municipiului Făgăraș în baza legii 85 pe 92 republicată și decretului lege numărul 61 din 1990. Un alt proiect de hotărâre este cel privind prima înscriere a imobilului tronson nou având categoria de folosință drum, parte din varianta ocolitoare a municipiului Făgăraș, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 1921 m², ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Făgăraș, precum și modificarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Făgăraș. Alt proiect de hotărâre face referire la aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosința locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, ANL, situate în municipiul Făgăraș, strada Câmpului, blocurile A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite prin ANL, alte proiecte de hotărâri. Întreaga ședință de Consiliu din data de 25 februarie 2021 va putea fi urmărită vineri, 26 februarie 2021, la televiziunea Făgăraș FTV, începând cu ora 20 și 15 minute.